Bună seara! Actualitatea începe cu declarațiile în direct ale premierului Florin Câțu. Le urmărim. Depus acel dosar. Demersurile merg mai departe, nu s-au luat nicio decizie la nivel de guvern în acest sens. Deci nu știu de unde apar aceste fonduri. A fost o discuție. Sunt multe interiorul coaliției, au fost prezentate, am văzut malițios, am înțeles, suntem politicieni, încercăm să ne atragem câteva, să ne facem imagine, dar eu vă spun, eu sunt responsabil pentru declarațiile mele. Nu am declarat nimic despre acest proiect până acum. Am spus să discutăm coaliție, președinții de coaliție sunt și discută, dar acest proiect a fost depus anul trecut dosarul din nou, știți foarte bine, cred că în februarie anul trecut, și în acest moment nu s-a întâmplat nimic până acum. Dar dacă va fi dumneavoastră, trebuie retras dosarul și îmbunătățit sau trebuie mers mai departe cu dosarul așa cum este acum? Aici opinie sunt, așteptăm opinie specialiștilor să vedem ce se întâmplă. Pe de o parte avem avocații de la New York care ne spun despre dosar, pe de altă parte avem o mare parte dintre oameni care ne spun că avem nevoie de bani și ar trebui să-i exploatăm. Pe altă parte ne spun oameni de la cultură, la Ministerul Culturii, alte opinii. Sunt foarte multe opinii. Decizia trebuie luată în coaliție. Așa cum dosarul permite exploatări sau nu? E complicat de spus dacă permite și unde permite. Dosarul încă așteptăm. Data trecută am avut câteva opinii la specialiști. Așteptăm să vedem opiniile specialiștilor. Unii spun că da, alții că nu. Care ar fi soluția, domnule Câțu, ca statul român să nu plătească acea despăgubire de 4 miliarde de dolari către cu compania canadiană Gabriel Resources? Ar putea fi o redefinire a teritoriului, a spațiului în care se poate face exploatarea? Exact, astea sunt discuții în coaliție. Da. Să vedem care este soluția pentru a merge mai departe. Să păstrăm și situl UNESCO și dacă se putem și să exploatăm. Asta este căutăm o soluție. De aceea am chemat specialiștii, să nu suntem specialiști. În coaliție vin oameni care ne spun care sunt variantele. Pe de o parte avem opinia celor de la firma de avocatură, pe de altă parte avem Ministerul Culturii. Ce a discutat președintele cu dumneavoastră și cu domnul Orban? Ați rămas după ședința coaliției de guvernare câteva minute cu șeful statului? Nu. Am rămas doar eu cu domnul Orban, nu cu domnul șeful statului. Ce a discutat cu domnul Orban? Aș vrea să vă întreb, a venit motivarea CCR în privința Renatei Weber. Care este motivarea CCR? Nu, aș vrea să vă întreb care este calea de urmă de astăzi. Practic, Renate Weber revine în funcție. Dacă nu am veți citit, discuta o nouă revocare a Renatei Weber sau rămâne dânsa? Este o decizie a coaliției. Vom vedea în coaliție acolo să decizi și cum, care a fost prima. Deci prima decizie a fost luată în coaliție. Sunt sigur că și pașii următori vor fi deciși în coaliție. Iar în ultima perioadă ați avut mai multe declarații controversate, ne vă prinde și foarte rar. Ne puteți spune exact cum ați convins dumneavoastră România să fiți premierul țării? Acea declarație este puțin scoasă din context. Noi toți, coaliția, am convins România să ne aleagă, pe aceea în coaliție a fost propunere de premier și merg în cascadă. De Partidul Social Democrat a câștigat alegerile. Dar nu este, nu este la guvernare. Vă mulțumesc mult de tot. Da, premierul Florin Câțu și întoarcerea la o faimoasă declarație făcută în contextul campaniei interne din PNL. Dacă am convins o Românie întreagă să fiu prim-ministru, o să-i conving și pe colegi să mă aleagă președinte al partidului, spunea cu câteva zile în urmă Florin Câțu, o declarație în legătură cu care a fost întrebat acum și despre care spune că a fost scoasă din context. Dar o să vedeți în emisiune, există o altă marotă de ultimă oră a celor doi contracandidați la șefia PNL. USR Plus a devenit, se pare, calul de bătaie în războiul pentru conducerea partidului. Și Câțu și Orban par să fie de părere că adevărații inamici sunt partenerii lor de guvernare. Așa că pe ei îi tot invocă atunci când își arată mușchii de competitori pentru conducerea liberalilor. Ba mai mult, Orban a simțit nevoia să pluseze la limita derapajului chiar. Noi trebuie să fim cu biserica, nu i-am văzut pe useriști făcându-și cruce, parcă nu sunt născuți aici. Nu doar useriștii invocați au sărit de 2 metri, ci și colegi de partid de ai lui Orban. Despre cum arată această cursă electorală în care jocurile interne de partid sunt ridicate în mod straniu la rang de miză națională, discutăm imediat. Tot astăseară despre cum arată învățământul românesc, pe care președintele se tot chinuie să-l poziționeze în marele program de reforme România Educată. Și despre cum plănuiește guvernul să rezolve problema urșilor, care se arată tot mai des printre oameni, uneori atacându-le gospodăriile. Ministrul Mediului dă detaliile ceva mai târziu în emisiunea de azi.
Sunt Tudor Mușat, actualitatea începem chiar acum. Mai întâi despre cazul secției speciale de investigare a magistraților. Comisia de la Veneția spune oficial că instituția trebuie să dispară. De altfel, este același mesaj pe care comisia îl transmite în diverse forme de vreo 3 ani încoace. După răspunsul primit de la Comisia de la Veneția, Stelian Ion vrea să îmbrace frumos faptul că a tras de timp în privința desființării secției speciale. Am sesizat Comisia de la Veneția pentru că în Parlament proiectul guvernului a întâmpinat anumite dificultăți și au existat anumite discuții contradictorii. Este foarte important pentru mine ca odată cu desființarea secției să nu se creeze alte impedimente în actul de justiție, să nu se creeze instituții care să provoace blocaje în actul de justiție. Mai mult, ministrul justiției se simte și felicitat de Comisia de la Veneția și recunoaște că oficialii europeni au criticat încă de la început înființarea secției, dar tot nu explică de ce a simțit nevoia să mai trimită el o scrisoare, pentru că răspunsul e același. Desființarea secției speciale e un pas spre reforma justiției. E foarte clar ce ne spune Comisia de la Veneția. Comisia felicită autoritățile românești pentru această inițiativă de desființare a SIJ. Nu este un lucru nou, de altfel Comisia de la Veneția a criticat de la bun început înființarea secției de investigare a infracțiunilor din justiție în mod argumentat, însă toate acele argumente au fost ignorate de decidenții de la momentul respectiv. Tragedia de vineri de la Petromidia reamintește că la 6 ani de la colectiv încă nu avem unde să spitalizăm marii arși. Pentru a fi salvați, cei 2 bărbați răniți grav în deflagrația de acum 3 zile au fost transferați în Germania. Victimele de 53, respectiv 58 de ani, au fost duse cu aeronavă militară a forțelor aeriene române. Cum România încă nu are măcar o secție spitalicească dedicată îngrijirii marilor arși, familiile celor 2 bărbați au cerut transferul lor de urgență în străinătate. Medicii au încercat să vă convingă să rămână totuși aici și au spus că pot fi tratați. Mi-au spus că pot fi tratați, că au tot ce le trebuie, dar ținând cont de istoricul din urmă ce tot ce s-a întâmplat, nu am vrut să risc absolut nimic. Știm că România nu poate trata arsurile peste 30%. Din cauza birocrației de la noi, procedurile au durat peste 72 de ore. Într-un final, la ora 11, cei 2 pacienți cu arsuri foarte grave, pe 35% din suprafața corpului, au fost transportați de la Spitalul Floreasca pe aeroportul Otopeni și, de acolo, duși în Germania cu o aeronavă spartană a armatei. Aparatul de zbor este configurat pentru misiuni medicale. Acum, răniții de la Petromidia se află la clinica Sana Offenbach, de lângă Frankfurt. Noi am discutat mai întâi cu Austria, pentru că am luat locația cea mai apropiată. În aceste situații este foarte important în cât timp reușim să-i transportăm. De asemenea, am discutat în Germania și sigur că dacă în Germania lucrurile nu ar fi fost în regulă, probabil ne adresam mai departe Belgiei și cu siguranță reușeam să îi transferăm. Toate cheltuierile de spitalizare, cât și cele care privesc transportul rudelor, vor fi suportate de angajator. Transportul pacienților este asigurat de statul român. Ordonanța de urgență care va permite împușcarea urșilor agresivi ar putea intra în vigoare peste o săptămână, maximum 2, anunț făcut de ministrul mediului Tanțoș Barna. Urșii agresivi vor putea fi împușcați doar dacă sunt în localități și numai dacă oamenii sunt în pericol. Ca să dea greutate și credibilitate deciziei sale, ministrul a postat azi un mesaj pe Facebook despre întâlnirea sa cu un urs în zona Covasna. Ziua în care ordonanța de urgență care va permite împușcarea urșilor agresivi intră în procedură de avizare interministerială a fost și ziua în care ministrul mediului Tanțoș Barna a dat nas în nas cu un urs în zona Covasna. Ministrul a povestit întâmplarea pe Facebook. Azi dimineață, în drum spre București, m-am întâlnit cu acest urs în localitatea Bixad. Nu s-a speriat de mașini și nici de oamenii trecători. Ministrul a mai explicat tot pe Facebook că proiectul de ordonanță dezbătut acum prevede ca acest tip de întâlnire cu ursul să fie considerat un eveniment cu risc redus, iar animalul să fie doar alungat, nu împușcat. Sper să nu dureze
mai mult de o săptămână, două, ca să trecem de acest circuit de avizare interministerială. Această ordonanță nu va da loc abuzurilor, mai spune ministrul mediului, care explică și de ce. Pentru că vorbim de interesele cât comentariile și interpretările de ulterioare să fie reduse la minim. Ministrul a mai anunțat că săptămâna trecută a depus la cabinetul premierului raportul cerut de acesta despre zonele în care urșii agresivi creează probleme, dar și despre ariile în care unele asociații de protecție a animalelor susțin că au loc abuzuri. În ultimii 5 ani am avut 6400 de apeluri la 112, în care s-a semnalat prezența exemplarelor de urși. De asemenea, în 2021, până în prezent, deci în primele 6 luni de zile, am avut 1493 de apeluri la 112. Documentul prezentat prim-ministrului conține și date despre costurile suportate de stat cu despăgubirile în urma pagubelor produse de animalele sălbatice. Detaliile despre cum se va stabili ce înseamnă un urs agresiv, cine monitorizează și în cât timp ia o decizie despre cum trebuie procedat, ceva mai târziu în actualitatea, chiar de la ministrul mediului. La câteva zile după ce directorul de la Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad dat afară că s-a opus angajării ospătăriței pe post de inginer, a aflat că poate reveni în funcție, o altă veste zguduie încrengăturile de acolo. Direcția Națională Anticorupție a trimis în judecată tot grupul care a tras sfori pentru chelnerița. Procurorii DNA au anunțat trimiterea în judecată a 6 oameni în dosarul angajărilor prin detașare de la Apele Române. Aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu, obținere de foloase necuvenite și complicitate la abuz în serviciu. În primul rând este vorba despre Virgil Saghin, primar al comunei Vatra Moldoviței, Gabriel Niga, viceprimar în aceeași comună, Ana Boca, secretar general al primăriei din Vatra Moldoviței și Petru Avram, director al administrației bazinale de apă Prut Bârlad. Toți cei 4 și-au dat mâna și au promovat-o în funcția de inginer pe Simona Iancu, o tânără care a lucrat ca ospătăriță, apoi a fost pe rând manager de cafenea, manicuristă și vreme de 3 zile angajată la primăria Vatra Moldoviței și care spune că a terminat facultatea de chimie. S-a întâmplat în decembrie anul trecut, însă oamenii aveau experiență cu astfel de angajări. Cu jumătate de an înainte, spun procurorii, aceeași grupare l-a adus la Apele Române Bârlad Prut pe Stelian Metzler. Nimeni altul decât tatăl directorului general adjunct al Apelor Române la nivel național, Constantin Metzler. Acesta a fost angajat inițial într-o funcție de personal contractual la primăria comunei Vatra Moldoviței, iar apoi, din acea funcție, a fost detașat pentru 6 luni ca inginer în cadrul administrației bazinale Prut Bârlad Iași. Atât Stelian Metzler cât și Simona Iancu au fost și ei trimiși în judecată de DNA. Concret, spun procurorii, angajările ar fi fost doar unele formale și superficiale, lipsite de conținut și fără scop legal, ci doar cu scop de moment, respectiv acela de a crea celor doi inculpați vocația pentru a îndeplini condițiile detașării la administrația bazinală de apă Prut Bârlad. Pe lângă caracterul formal și fictiv, aceste angajări s-ar fi realizat în baza unor proceduri derulate în mod abuziv și cu încălcarea legii. Prin aceste demersuri, cei doi ingineri ar fi obținut foloase necuvenite, constând în drepturile salariale de care au beneficiat în mod nelegal. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iași. Vești bune de la Ministerul Educației în privința rezultatelor examenului de bacalaureat. Rata de promovabilitate este cu 5% mai mare decât anul trecut. Mai bine de 2/3 dintre cei care au venit la bacalaureat au luat examenul, însă numărul celor înscriși la bacalaureat a fost cu 22.000 mai mic decât anul trecut. Rata de promovare a examenului de bacalaureat înainte de contestații este de 67,8%, în creștere cu aproape 5% față de anul trecut. Ministrul Educației spune că se aștepta la rezultate bune după ce a analizat scorul final al examenului de simulare de anul acesta. Rezultatele sunt într-adevăr cu aproape 5% mai bune în raport cu cele înregistrate înainte de contestații în prima sesiune de anul trecut. Însă trebuie reamintit faptul că anul acesta am avut cu 22.000 de candidați
înscriși, mai puțin față de anul trecut. Au fost mai puțin candidați și pentru că unii elevi nu au avut situația școlară încheiată, un posibil efect al învățământului online în pandemie, iar alții, după cursurile online, n-au mai putut reveni la școală, explică ministrul educației. Acesta nu s-a arătat însă îngrijorat de faptul că mult mai puțini elevi au obținut media 10 anul acesta comparativ cu 2020, 112 față de 232 în prima sesiune înainte de contestații. Alta performanță nu se judecă prin media 10-0-0. În alta performanță poate fi și la 9-90, la 9-95. Asta arată că subiectele au fost echilibrate, că nu au fost mai ușoare decât anul trecut. Rata de promovare în plan universitar va fi și ea mai mică, deoarece anul acesta au trecut bacul 86.000 de elevi, comparativ cu 95.000 anul trecut. Mai puțin absolvesc cu diploma de bacalaureat, pentru că înțeleg că sunt vreo 80 și ceva de mii. Ori dacă punem la socoteală faptul că noi avem 62.400 de locuri bugetate pentru învățământul superior, tare mi-e teamă că vom rămâne pe aici, pe acolo, cu locurile acestea necompletate, da. Ceea ce va fi o problemă. Da, sunt datele care completează și rezultatele evaluării naționale de zilele trecute și date care vin în contextul în care președintele României, Klaus Iohannis, a început discuțiile cu actorii politici și sociali privind proiectul România Educată. Discutăm și noi despre asta cu psihologul Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună seara, domnule profesor, mulțumesc foarte mult! E un moment probabil mult așteptat în care să vedem ce fel de conturi, ce formă o să prindă proiectul ăsta România Educată, despre care noi tot vorbim de aproape 6 ani, dacă nu mă înșel. De fapt, avem vreo idee, ne apropiem de ceea ce ar trebui să însemne România Educată? Bun, eu sper că ne apropiem, în sensul că, așa cum a spus, proiectul a debutat cu mulți ani în urmă. El a fost gândit într-o altă logică, și anume a fost gândit într-o logică de jos în sus, altfel spus, au fost consultați foarte mulți oameni din sistem, din afara sistemului. Eu inițial am fost destul de critic față de această abordare, spunând că, sigur, este informativă, dar nu-ți poți baza o reformă numai pe un demers de jos în sus, mai ales într-un sistem sau cu persoane care au dus sistemul la nivelul la care se află. Explicați-ne un pic ce înseamnă acest de jos în sus în materie de reformă curriculară. În sensul că au fost întrebați profesorii, reprezentanții elevilor, alți actori din societate, cum ar trebui făcut, ce ar trebui făcut, care e viziunea lor asupra sistemului educațional. Trebuie să se recunosc că după aceea, și ca urmare a sugestiilor trimite și din spațiul public, acest demers de jos în sus a început să fie abordat și din perspectiva experților, adică de sus în jos, discutându-se într-o manieră comparativă cu alte țări propunerile inițiale, astfel încât mă aștept ca în această fază să avem un proiect care să poată să fie implementat și care chiar să modernizeze sistemul de educație. Fiindcă ce vreau să vă spun este că înainte de alegeri, pe toți politicienii o să-i auziți vorbind despre educație și că educația trebuie să fie reforma primă a țării. Da, că de educație depind toate celelalte. Prin educație formăm și medici, și economii, și specialiști în transporturi, și diplomați, și așa mai departe. Dacă educația e proastă, toți specialiștii sunt la pregătiți și orice reformă vrei să faci în domeniul ăla n-are cum să prindă. Problema este că atunci când ajung la putere, poate că pun educația printre alte 10, înainte era prima, după aceea este printre alte 6-7 până la 10 reforme, dacă o pun, unii uitându-o. Însă, proiectul România Educată, dacă va fi implementat așa cum văd că intenționează președintele, îi va forța pe toți să pună educația ca prima reformă a țării în următoarele luni, în următorii ani. Și trebuie să recunosc în același timp că doar proiectul România Educată a fost cel care i-a convins pe politicieni să aloce un procent mai mare din PNRR pentru educație. Dacă nu era programul România Educată, arăta rău bugetul care ar fi fost alocat educației. De scurt spus, aștept după aceste 3 zile, înțeleg că astăzi președintele s-a întâlnit cu reprezentanții guvernului, mâine înțeleg că va avea întâlniri cu reprezentanții Parlamentului, miercuri cu reprezentanții societății civile și a zonelor academice,
Aștept să văd și eu care sunt aspectele concrete din acest program, care, repet, în final rezultă din interacțiunea dintre o analiză de jos în sus cu una de sus în jos, adică de la oameni și sistem cu una de la nivelul experților. Ce ar trebui să rezulte din întâlnirea asta, domnule profesor? Pentru că noi încercăm de multă vreme să ne dăm seama, și o întrebare pe care eu am pus-o des în emisiunea asta, care-i profilul până la urmă? Ce trebuie să facem? De unde luăm elevul până unde îl ducem? E o discuție care, dacă se mai lungește mult, se schimbă paradigma în care ne aflăm iarăși. Pentru că lucrurile evoluează cu viteză și în privința cerințelor de pe piața muncii și în privința tehnicilor de predare și așa mai departe. Da, eu sper ca să vedem o opțiune pentru un model care există deja în țările cu educație avansată și ăsta să fie rezultatul demersului de sus în jos, adaptat și colorat, ca să spun așa, de specificul nostru, lucruri care să rezulte din demersul de jos în sus. Adică aștept să văd modelul pe care noi mergem, seamănă mai mult cu cel anglosaxon, cu cel din țările nordice, cu cel din Franța, cu cel din Germania. Nu trebuie să fie la fel. E clar că nu trebuie să fie la fel. Îl adaptăm contextului nostru. Dar trebuie să fie apropiat de unul dintre marile modele de educație din spațiul european, ca să putem să ne integrăm și să aderăm și noi la acest spațiu. Și probabil că joi, după ce se încheie dezbaterea începută, ar trebui să ne dăm seama în ce direcție mergem, și între universitar și zona universitară. Ar trebui, care-i lucrul pe care îl vedeți, nu știu, necesar așa, cu prioritate în toată discuția asta? Vă spun sincer, vorbeam la un moment dat de curriculum, dar curriculum începe să arate destul de bine. Problema este, sau problema ține în preuniversitar, de a forma profesorii pentru a avea o mentalitate și o pedagogie modernă. Sigur că ei sunt formați, dar avem nevoie de o nouă pedagogie pe care noi nu prea avem în sistemul nostru tradițional. Deci, vă referiți la faptul că se dictează foarte mult? Da, și modul în care e văzută școala. Adică trebuie să o vezi pe competențe, care înseamnă valori, cunoștințe declarative, dar și cunoștințe procedurale. Înseamnă că copiii trebuie să vină la școală cu plăcere, nu cu frică. Uh-huh. Înseamnă multe lucruri, care înseamnă o altă pedagogie, ca să spun așa. Da. Și sigur, unii profesori o aplică, dar eu aș da tuturor posibilitatea să o învețe prin anumite cursuri, workshop-uri la care să participe. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Ne întoarcem imediat la actualitatea cu ecourile și reverberele scandalului din PNL, a competiției privind șefia partidului, asupra noastră, a tuturor. Rămâneți cu noi!